Mi-a trimis un prieten un film în care îmi spune că practic sunt vreo două milioane de români în depresie. Cred că sunt mai mulți. Cred că sunt mai mulți pentru că sistemul generează depresie. Sistemul generează haos. Sistemul construiește haosul și depresia și descurajarea, strivește vise. Și o face subliminal, mult mai pervers și mai calificat, cu niște băieți care sunt mult mai neputincioși decât cei care sunt practic victime. Dar ei sunt sus și abuzează. Este ca și cum administrezi și abuzezi de un sistem nervos al cuiva sau de un sistem emoțional al cuiva, fără să ajungi în situația de a da socoteală. Exact cum se întâmplă. Priviți la foștii securiști care au abuzați, priviți la actuale securiști care au abuzat gândiți-vă că ei vor ieși mai mult sau mai puțin la pensie, fericiți în felul lor, în fuga lor față de realitate, pentru că și sunt timorați. Și lor le e teamă. Și atunci, pentru că nu cunosc, devin brutali, devin servili, elimină pe ceilalți ca să poată trăiască ei, să poată trăiască ei și familiile lor. Foarte puțin cei din jurul nostru sunt oameni puternici. Majoritatea oamenilor puternici au cunoscut durerea. Majoritatea oamenilor puternici au cunoscut depresia, au cunoscut deznădejdea, au trecut prin fazele prin care practic au scos o astea, înlocuindu-le cu endorfinele bune. În esență, energiile noastre sunt aceleași. În esență, fie că trăim în tristețe, fie că trăim în bucurie. Practic aceeași viață o trăim. Pentru că ea nu se repetă. Pentru că tot ceea ce parcurgem noi nu poate fi repetat. Fiecare zi seamănă cu precedenta și cu următoarea, dar nu sunt la fel. Sunt unice ca și actele noastre de respirație, sunt unice ca și bătăile noastre de inimă, sunt unice ca fiecare clipă pe care o parcurgem. Și nu pot fi repetate. Dar putem fi mai buni. Putem fi înțelepți, putem avea răbdare cu noi, putem ajunge să ne cunoaștem pentru că suntem împiși în, în fața unor limite noi pe care le explorăm și cu ajutorul cărora practic renaștem. Nu există moarte, există devenire. Există puterea de a putea parcurge spre cunoaștere, spre taina inițierii, spre o formă de inițiere spre care avansăm fiecare dintre noi. Cheia fericirii în viață nu este nici să fii sărac. Practic, lucrul ăsta ar trebui interzis pentru că duce la degradare, dar nici să fii bogat ca ceilalți. Bogat ca cine? Că nu poți să știi. Pentru mine, Steve Jobs nu este un exemplu. Este unul dintre cei mai bogați morți din cimitir. Atât. Dacă era bogat, era în viață. Emula și învăța, împărtășea din experiența lui trăind alături de noi. Fiind ca noi. Fiind ca fiecare și ca toți ceilalți. Cheia umanității nu constă în faptul că trebuie să ajungem la planuri oculte și să ne dăm în cap unii celor alți. Cheia umanității constă în faptul că trebuie să ajungem în situație în care să putem trăi împreună. Să putem să ne descoperim și să ne bucurăm, să ne respectăm credințele și să avansăm împreună, nu eliminându-ne unul pe celălalt, ci devenim mai buni. Bine, lucrul ăsta în mare parte nu se va întâmpla. De ce? Pentru că nu ne cunoaștem și ne este teamă unul de celălalt. Și în condițiile astea teama devine cel mai mare preparator pentru următoarea cafteală, pentru următorul conflict, când ne vom da în cap sau vom primi lovituri. Cei care sunt puternici se vor ridica, cei care sunt puternici și pregătiți vor aplica loviturile. Ei vor ști când să lovească în condițiile în care sunt maturi și responsabili, dacă nu, se vor trezi sau nu se vor trezi de pe urma loviturilor. Ideea este în viață nu poți avansa pe un drum lin. În viață nu poți avansa într-o lume obișnuită. Sistemul din trecut care construise și definise inclusiv fericirea avea nevoie de meritocrație. De asta stresul era de altă natură. De asta lucrurile erau mult mai constante și se rezolvaseră la nivel de piramidă socială și de nevoi individuale, dar după prioritățile sistemului, diverse forme de probleme. Soluțiile fusese găsite politic și administrate după un plan de alocare a lor, care practic mărise costurile la o manieră exagerată, blocându-l la un moment dat. Firește că fundalul schimbării s-a bazat și pe lăcomie. Iar generalii din securitate, băieții din partid, oamenii din eșaloane care practicau au răsturnat exact pe constructori și pe cei care avansaseră acolo prin meritocrație, astăzi au cuibărit în societate. Vând minciună și toxină și din cauza toxinei, se produc niște discrepanțe dintre realitatea percepută și realitatea care ar trebui, care-i propagată. Și atunci propaganda, propagarea, propaganda, lucrurile care sunt făcute prin presiune, prin spălătura de creier, inclusiv prin internet, prin YouTube, prin televizor, prin Facebook, creează, generează, condiționează și întreține emoții. Aici apare posibilitatea ca să fim liberi. Ca să fii liber trebuie să fii conștient de tine și ca să fii conștient de tine trebuie să fii responsabil. Singurile arme pe care le ai la îndemână și care îți vor rămâne toată viața sunt armele apropiere de divinitate. Prin forța și în puterea, atenție, nu de preoți. De preoți, da, de popi, nu. Popii sunt și ei niște înlănțuiți în sutană tocmai pentru a-i proteja pe ceilalți, poate de diavolul care există în ei. Preotul este ființa angelică, cel care practic Dumnezeul alege din ceruri să fie aproape de toți ceilalți, iar preotul este misitul oamenilor către Dumnezeu. Popa este un polițist al credinței, un polițist care practică credința la o manieră politică și care practic dezvoltă ceea ce se cheamă reprezentarea lui către oameni în numele Domnului. Total diferit. În aceeași instituție există cele două forme de antagonism, da, e adevărat. Și uite că și ea trece prin mari provocări și mari încercări, pentru că avem nevoie de provocări ca să ne putem găsi omenia. Folosiți depresia ca un mijloc. De creație, ca un mijloc de renaștere, ca o oportunitate, folosiți depresia ca pe un mijloc de renaștere, folosiți depresia ca pe un vehicul, folosiți depresia folosind exemplele celorlalți copii în modelele de succes, realizând că mediul în care sunteți poate depinde și de voi, nu că voi depinde și sunteți interpretați de mediu. Nu mai fiți slugile priorităților imediate, a lucrurilor care poate sunt urgente și nu sunt ale voastre, sunt ale altora. Pentru că de regulă, planurile în care ei vă includ nu sunt planurile în care voi vreți să fiți incluși. Dar din slăbiciune, din labilitate, din abilitate, din deprindere proastă unor slăbiciuni, din manipularea de care nu sunteți conștient, din spălarea de creier pe care o consfințiți, lucrurile astea degenerează și vă distrug ușor, ușor și cu o formă de angelism drăcesc, decăzut, deplorabil. Pentru că nu poți scoate niciodată lămâia din jocul limonadei. Dar dacă vrei să păstrezi lămâia în jocul limonadei și lămâia să fie sănătoasă pentru a genera emoția și satisfacțiile, atunci aveți nevoie să stoarceți lămâia și de vi se întâmplă ca lămâia să fiți voi. Elementul ăla de mutație apare în condițiile în care lămâia respectivă devine impregnată exact de forța voastră sau din potrivă lămâia care sunteți voi devine impregnată de forța care practic vă marchează și vă schimbă psihicul, fiziologia, elementele de reprezentare, lanțul emoțional, mecanismele de credință, sistemul de valori, perspectivele, optica, sensul, recorectându-vă către ceea ce doriți. Pentru unii este mântuirea, pentru alții este fericirea, pentru alții este o împlinire profesională, familia, banii, toate la un loc nu există, n-au cum. Tocmai Dumnezeu a lăsat varietatea asta mare ca să poată fi la un moment dat alesă și configurată de fiecare dintre noi. Dintre noi, cei care considerăm și dorim să fim responsabili. Nu poți fi președinte și să intrigi o țară întreagă numai ca să stai tu ca un vierme puturos și ticălos într-un tron. Nu poți considera că dacă ești în serviciul secret, tu nu vei da niciodată sucoteală. Nu poți crede că vei rămâne veșnic în condițiile în care tu furi. Cineva te va fura și pe tine. Când o trăvești, cineva te, otrăvi, te va otrăvi și pe tine. Când ești la un moment dat în situația în care cineva îți vinde veșnic sau într-o perioadă lungă de timp, la o manieră gratis fericirea, să nu crezi că nu-ți apară de contul, toate țin de responsabilitate. Lasă dracului televizor. Închide programele alea de căcat pe care le auzi. Schimbă presa de mizerie la care ai acces. Nu mai te uita iurea pe rahatul ăla de Facebook. Folosește timpul cu energie. Și dacă în momentul ăsta te simți încastrat, dacă te simți fără putere, dacă te simți depresiv și sub depresie, caută să știi că și ea poate fi schimbată și odată cu ea te schimbi și tu. Iar ca să schimbi depresia, trebuie să schimbi fiziologia, trebuie să schimbi poate mediul de viață, trebuie să schimbi ritualul, trebuie să schimbi locul. De aia când schimbi locul, schimbi locul, schimbi norocul. De asta când schimbi locul, schimbi norocul, schimbi parteneriatele, schimbi oamenii, schimbi valorile, schimbi perspectivele, schimbi resursele, sistemul de credințe, sistemul de valori, mecanismele decizionale, informaționale, relaționale. Ele te determină pe tine să devii mai bun în condițiile în care dorești să devii mai bun. David, înainte de a fi rege, a fost un om al caprelor. Frații lui erau puternici, el nu. El însă a avut o putere cu mult mai mare decât frații lui. Puterea credinței. Iar credința asta practică a curs iluminându-l sub forma psalmilor. Psalmii au venit la o manieră grozavă, liniștită, catifelată, angelică angelic în viitoare, angelic divină. Și au dat putere schimbându-i fiziologia, schimbându-i modul de viață, schimbându-i credința. L-a transformat pentru că a frânt lucrul care trebuie frânt și a înălțat ceea ce trebuie înălțat. Așa practic s-a întâmplat ca David să devină dintr-un viet om al caprelor. Rege pentru că a ajuns să se poarte ca un rege, pentru că a fost iluminat prin salmi, pentru că la un moment dat, exact cum se spune și în Sfântul Maslu, biserica, religia, au tainele lor, de asta ai nevoie de repetabilitatea rugăciunii, pentru că rugăciunea este exact picătura care cade chinezește în piatră sau în marmură, cu temeinicia cu care garantat va sparge lucrul ăla. Și fie că e vorba de marmura prejudecăților tale, fie că este vorba de piatra sufletului tău, fie că este vorba de piatra gândirii tale, a valorilor, a perspectivelor, a reprezentărilor, puterea rugăciunii duce la iluminare. Dacă rugăciunea lipsește, ai nevoie de o ideologie. Dar nu poți trăi, iată că vorbim acum gândindu-mă și la faptul că, după 2000 de ani, se sărbătorește totuși faptul că s-a tăiat capul Sfântului Ioan, care a trăit în morală mâncând lăcuste, acoperind cu blană de cămilă, într-o nenorocită de peșteră, fiind temut și iubit chiar de cel care i-a semnat sentința, pentru că știa că și pentru el vin o factură. Satisfacția în viață, ca tot ceea ce poate fi împlinit, este exact după cum am auzit citatul la grozav din filmul ăla arabesc de la Doha, în care, la un moment dat, Mark Strong, sultan în film, în... Aurul Negru, da? E un film grozav care este făcut după un roman teribil al unui elvețian, fost pilot de avioane, război, omul care a scris Marea Sete, e vorba de petrol. Iar acolo sultanul despre care vă vorbesc spune la un moment dat personajului care de fapt este eroul central despre care poate vă voi mai vorbi că nimic în viață nu poți face fără iubire sau sânge, adică fără sacrificii și luptă. Iar atunci când iubești, te sacrifici. Atunci când dai sânge, dai jertfă, te lupți. Faptul că l-am dat ții post și te rogi înseamnă că tu duci o luptă cu tine, care e cea mai rea și cea mai puternică. Postul este un act de curățenie, un act de igienă, spun eu, de detoxifiere, sunt idioțenii. Postul este un act de pierdere a răului din tine. Postul este un act de eliberare a ta. Postul este un act prin care tu devii mai bun. De ce devii mai bun? Pentru că devii mai puternic. Cu cât rugăciunea sapă mai adânc în ființa ta, ea te întărește în interiorul în care sapă rupe, iar când rupe, reconstruiește. De ce? Pentru că ea aduce cu ea și viața. Aduce cu ea și devenirea și puterea. Aduce cu ea și rezolvările. De ce? Pentru că totdeauna rezolvările sunt în soluții, iar soluțiile sunt totdeauna în probleme și problemele sunt construite pentru a fi rezolvate prin întrebări. De ce suntem depresivi? Și cum putem scăpa de depresie? Unul care le este la de și totdeauna este favorabil este Sfântul Nicolae. Celălalt, un sfânt extraordinar, este Sfântul Iletez Viteanu, cel care a zburat în cerul cu carul de foc și a fost luat tot de sus la Dumnezeu alături de Sfânta Maria, dar pe de altă parte mai este destui sfinți. Un sfânt extraordinar este Nectarie, un alt sfânt extraordinar este Ilie Lăcătușu, pe care deci tu îi se din București și din capitală nu au de gând să-l considere canonizat, dar există și un sfânt al depresiei, dedicat, extraordinar, fantastic, cu o lumină fantastică în corp care aduce mult duc sfânt nouă, sfântul Efrem cel nou. Pentru că, practic, dacă nu aveți deschiderea asta, puteți avea altă deschidere. Porțile Sfințenii sunt multiple. Cărările care, practic, se deschid odată cu porțile Sfințenii, sunt cele pe care voi urcați. Nu vă poate duce nimeni în cocoaș. Nu poate nimeni ține mai bine post decât voi și să surage mai bine decât voi. Aveți nevoie de ajutor, dar asta e bine să mergeți la biserică. Dar asta e bine să căutați prăoscuț cu har. Dar asta e bine să căutați literatură și tovarăș care să vă încurajeze. Dar singurul act de curaj pe care îl aveți, este cel care se naște în voi. Atunci când veți rupe piatra prejudecăților din voi, vă veți regăsi. De ce? Pentru că sunteți voi înși vă în față cu voi înși vă. Și atunci vă veți deschide către orice posibilitate pentru că ați urcat pe acel pisc de unde vedeți toate drumurile, toate destinațiile. Nimic nu se poate face dacă stai în genunchi. Cu cât ai capul mai plecat, cu atât ai visele mai mici. Capul plecat, sabia nu-l taie. Așa se spunea în evul mediu. De asta românii au rezistat o perioadă. Da, dar nici soarele libertății nu-l vede. asta e completarea. Aveți de gând să visați îndrăzneți? Aliați-vă cu forța cea mai mare. Cu cea divină. Transformați-vă condiția din condiția de David, omul caprelor, în David care rupe la un moment dat exact acel balaur pe Goliat. Dar Goliatul cel mai periculos e Goliatul nostru interior al fiecăruia dintre noi. Vreți să scăpați de depresie? Sau vreți să fiți împreună într-un popor, o comunitate, o planetă de depresați? Există posibilitatea aia de fiecare dată când caz sunt dureri pe care le parcurgi pentru că simțurile tale sunt alerte și sunt active, dar creierul nu face deosebire dintre ceea ce ne imaginăm cu intensitate și ceea ce trăim cu profunzime la modul la care suntem stimulați. Deci fie că vorbim de un stimul extern, Mecanic, cel care este durerea directă, care apasă asupra simțurilor noastre, sau durerea sufletească, sau durerea psihică, sau celelalte forme de emoții, pe care bine să vi le clarificați, pentru că nu totdeauna pe căile astea vin aceleași lucruri. Este ca ce cum mai spune că pe gât se toarnă același tip de lichid, nu, cel mai diferită de răcoritoare. Tocmai de aceea și durerile sunt diferite. Există dureri care, practic, sunt datorită unor sentimente, senzații, împrejurări, contexte, factori care ne influențează. Leul Ajunge mielul numai prin credință, pentru că această credință înseamnă încredere, înseamnă o perspectivă nouă, înseamnă o curățare de buruieni, înseamnă o cărare dezlocată prin forță, prin sacrificiu, prin dragoste și prin sacrificiul vărsării de sânge. Nu înseamnă asta crimă, înseamnă sacrificiul de sine. Orgoliatul ăla cu care ne confruntăm fiecare dintre noi care dorim la un moment dat să ne eliberăm și să nu fim depresați sau depresivi sau în depresie. Goliatul ăla poți să-i tai capul numai în condițiile în care înainte de toate te pregătești. Care nebun se aruncă în luptă numai pentru a fi strivit? E inutil. Îmi aduc aminte de faptul că au fost băieții cu halebar de polonezi care au tăcat blindatele germane și o speria pe nemți că s-au uitat. Era o sălbăticie, în definitiv. Când au atacat nemții Varșovia în al doilea război mondial, polonezii au atacat, au contra-replicat trupelor blindate supermoderne germane care îi atacau și vreau să-i ocupe firește cu hale bar de călări pe cai. Firește că au strivit și o mitraliat. Unii au spus, domnule, este un sentiment extraordinar de sacrificiu. și Nu, 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 a fost un act de idioțenie pentru că practic el și a pierdut țara, după cum s-a văzut și apoi s-a luptat și țara lui a fost jucată la jocuri politice. În fine, e punctul meu de vedere. Eu cred că leu ajunge mielul prin credință. Dar asta înseamnă că la un moment dat mielul trebuie să fie înțelept să nu cadă în prada lupului, a lupilor sau la tăiere. Și să se ferească și de post peste, pentru că mâine vine rolul ei să nu mai atace doar porci. Depresiunea sufletească este o depresie psihică. Depresia consumă aceleași energii cu care noi ne-am fi putut bucura. Ea arată mai scârțit, mai pentru necate, poate mai descurajant, o ușă. Ușa oportunităților. Chinezii au o vorbă vis-a-vis -vis de faptul și de asemenea o reprezentare a crizei în două, două caractere. Unul reprezintă moartea, celălalt reprezintă oportunitatea. Ea priviți totdeauna atunci când apare o situație de genul ăsta al depresiei și lucrurile noi și bune care pot fi puse în valoare și folosite în viața voastră. Există, sunt destule, nu rămâne decât să alegeți.